Ți-a fost dor de X-Factor? Mi-a fost dor rău. Sincer, am emoții acum că sunt așa în platoul ăsta aici și că văd semnul X-Factor peste tot. Mi-aduc aminte, parcă îmi vine să mă înscriu iar. Îndeamnă-i pe cei de acasă să o facă. Pe cei de acasă, dacă nu se înscriu, degeaba, sincer. Adică mi se pare că e cel mai tare show de televiziune la care poți să participi și cele mai frumoase emoții pe care poți să le trăiești într-o viață. Hai să-ți dau să retrăiești un pic. Aoleu! Am ceva aici pentru tine. Aoleu! Nu cred că e cineva care a uitat la mai ales că de atunci o auzim la toate radiouri. Vai! Dar mai există imaginile astea undeva? Păi, dar de ce aveam fața asta? Zici că sunt altă fată, nu mi-am făcut nicio operație. Mulți din mama mea sau din alte grupe care n-au luat X-Factorul au ajuns foarte, foarte bine și foarte cunoscuți. Cum e Joe? Deși m-am dus că ea, cred, până în finală. Crede că până în finală. Am fost singura din finală cu care a ajuns. Băi, ce tare. Dar ce voce aveam. Ce slab eram. Mamă, ce slabă. Ce slăbătură. Ce mâncam? Wow! Nu mai mănânc nimic. Felicit. 18. Ai mai văzut imaginile de atunci? Nu le-am mai văzut. Eu cred că le-am mai văzut între timp, dar nu de curând, în niciun caz. Mi se pare așa că de fiecare dată când le văd, parcă retrăiesc fiecare moment și fiecare sentiment pe care l-am avut atunci. A fost experiența vieții mele. Chiar a fost experiența vieții mele din toate punctele de vedere. De fiecare dată când mă întreabă cineva, care e cea mai frumoasă experiență din viața ta, tot timpul mi-aduc aminte de X-Factor. Ce tare. Ți-a plăcut ce ai văzut acum? Da, normal că mi-a plăcut. Ești mândră de Ioana Anunța de atunci? Sunt mândră de Ioana Anunța de atunci în ideea în care eram ambițioasă și trăgeam foarte mult pentru visul meu, dar eram un pic necoaptă așa la cap. De multe ori când îmi ascult interviurile sunt, dar de ce ziceai așa? De ce făceai așa? Dar e normal, e vorba despre evoluție și cumva aici am învățat. Asta m-a dezvoltat, X-Factor m-a dezvoltat, X-Factor m-a învățat să vorbesc, să scap de trac, să știu să vorbesc la un interviu, să dau un interviu, să... Mă rog, acum nu pot să vorbesc foarte bine pentru că am emoții, pentru că retrăiesc emoțiile de atunci, dar... Cumva, da, chiar m-a ajutat foarte mult în carieră. Asta a fost un imbold pentru tine? X-Factor? Uh-huh. X-Factor a fost mai mult decât un imbold. A fost șansa mea. M-a luat din Slatina, de unde eram un copil pe băncile liceului și m-a pus direct pe harta muzicală a industriei muzicale românești. Wow. Cum a fost X-Factorul pentru tine? Ce a însemnat emisiunea asta pentru tine? În primul rând a însemnat șansa de a deveni un artist cunoscut, șansa de a cânta pe scene mari, șansa de a lucra cu cei mai mari oameni din industrie. A însemnat tot, practic. După X-Factor a început viața. Odată cu X-Factor, de fapt, a început viața. Mi se pare că a fost așa, rampa mea de lansare. Cred că cu asta ai spus tot, de fapt. Cine ți-a fost mentor atunci? Dan Bindman. În prima sau în a doua? În a doua. Când am fost eu, dar n-am ajuns să am un mentor în primul sezon, pentru că n-am ajuns decât până în bootcamp. Deci mentorul din al doilea sezon? Mentorul din al doilea sezon, Dan Bindman. Și cine ți-ar plăcea să fie mentor acum dintre jurații actuali? Wow, mi se pare că e foarte tare juriul de anul ăsta. Nu știu dacă pot să aleg între ei. Dar cred că Puia. Urmează și să scoatem o piesă împreună și poate de asta. E așa, o legătură actuală. Da, da, exact. Și cu Dan, cum a fost? Cu Dan a fost extraordinar. Doamne, cât am învățat de la Dan și, de fapt, de la toți. Cumva am lucrat foarte bine cu toți în perioada aia, chiar dacă eram la Dan. Am lucrat foarte bine și cu Delia Chelu, s-a implicat foarte mult în parcursul meu de la X-Factor. Dar cu Dan m-am înțeles foarte bine. El era atunci cu problemele cu operația și cumva era totul mai complicat, dar inclusiv din chestia asta am avut de învățat, știi? A fost
A fost o experiență foarte tare. Ți-a fost teamă la preselecții, mai ții minte? Cred că e normal să-ți fie teamă la preselecție. Adică e frica aia de necunoscut, în primul rând. Mai ales la primul sezon în care am participat. Îți dai seama, nu știam nimic despre lumea asta. Nu fusesem niciodată înconjurată de camere, de oameni, de concurenți, genul ăsta de concurs. Mai fusesem în festivaluri, dar nu se compara absolut deloc emoția de festival cu emoția de concurs de televiziune. Și era o teamă, dar o teamă plăcută. Cumva mie îmi place energia asta, îmi place emoția asta de concurs, de cântat, de dovedit, de haide să mergem, să facem, să arătăm. Să... Îți dai seama, eram însetată de chestia asta. Făcusem muzică atâția ani până atunci, cumva mă pregăteam pentru un moment mare și nici eu nu știam că acel moment mare, de fapt, va fi X Factor. Te-ai scris tu sau te-a scris altcineva? Cred că a fost o decizie de comun acord și m-au înscris părinții, pentru că în primul sezon aveam 16 ani, 17 ani, ceva de genul. Și cum a fost când chiar te-ai știut înscrisă la X Factor? Îți dai seama că am fost super nerăbdătoare, abia așteptam să ajung acolo să văd exact ce se întâmplă, cum se întâmplă, cum funcționează treburile, ce urmează, după care au început emoțiile alea mari, pentru că e super copleșitor, știi, să te vezi acolo și cumva să... Na, având și chestia asta dezvoltată din festivaluri, tot timpul mă gândeam, dacă nu o să intru, dacă nu o să iau, dacă o să fie altul mai bun, dacă nu sunt destul de bună, dacă nu sunt pregătită, dacă... Și îți pui o grămadă de întrebări, dar cel mai important e să reușești să treci peste toate întrebările astea și când ajungi acolo pe scenă, pur și simplu să cânti și atât. Eu, spre exemplu, dacă n-aș avea filmările astea cu mine, eu nu mai aduc aminte că am fost acolo, pentru că e ca o meditație, pur și simplu intri pe scenă și când începe piesa și cânti, se întâmplă momentul pur și simplu și apoi ieși de acolo și ești, ce s-a întâmplat, unde am fost, ce s-a întâmplat în ultimele minute. Adică eu nu mi-aduc aminte când am fost acolo, eu nu am amintirea asta în cap, doar din imagini. Ți-a fost greu atunci când ai ales piesele pentru preselecții? Nu mi-a fost neapărat greu pentru că eu cumva și făceam canto dinainte și studiam mult pe piese și probabil mi-am ales deja o piesă pe care eram stăpână, dar oricum e foarte important să-ți alegi piesa bine, e foarte important să mai ceri păreri, e foarte important, de fapt, pentru unii e important să ceară păreri și pentru unii e foarte bine să facă ce simt ei și atât. Cred că ține de fiecare persoană în parte, trebuie doar să știi ce vrei și cum ești tu în sufletul tău. Îți mai amintești ce piesă ai cântat la preselecție? La primul sezon am cântat ceva de la Paramore, eram în perioada mea rock. Cântam și într-o trupă de rock alternativ. Am cântat ceva de la Paramore, asta ți-e minte, în primul sezon. Și în al doilea sezon am cântat ceva de la Jessie J, Mama Knows Best. Ce îi spune tu acum unui concurent care urmează să participe și e teamă de nou, de jurați, de tot ce înseamnă acest fenomen? În primul rând să se gândească la faptul că nu are absolut nimic de pierdut. Dacă ăsta e visul lui, dacă asta își dorește să facă în viață, să meargă cu încredere, nu e absolut niciun risc. Tot ce se poate întâmpla este să nu treci mai departe și să vii și la anul. Atât. Adică nu trebuie să renunți niciodată. Să meargă cu încredere și să dea tot ce e mai bun, să închidă ochii și să se simtă bine pe scenă. Dacă asta e ceea ce vor să facă și dacă sunt într-adevăr talentați și într-adevăr făcuți pentru chestia asta, n-are ce să fie rău.